partea asta ca rampă de zbor, iar la debutul salcâmului, când simți că albina lucrează pe cele două guri, vei vedea cum merge full de albină, pe cele trei guri de acum, îți retragi matca toată de aici din față, matca pe care o găsești, și o pui în spate aici, punând încă două foi. Că două le vei avea deja cu puiet crescute, tot ai venit tu încoace, și trei le pui tu, matca fiind în spate aici. Dragule, pe timpul culesului la salcâm, dacă condițiile sunt bune tot, matca fiind trasă aici în spate, albina pierde contactul cu partea din față, partea din față pierde contactul cu matca și spune, măi, ce facem noi? Hai să dăm drum la crescut boci. Deci generez creșterea de boci spre varianta de schimb liniștit care se va aduce și tu te pregătești pentru ce? Pentru creșterea bocilor de timpuriu. În felul ăsta, te duci pe mulțire. Că am spus, potențialul este imens la biostup, la mulțire. Potențialul este imens. Și atunci, în momentul în care tu ai observat că îți crește și bodcă, ochiul acela cu patru ram, știi, diafragma cu patru ochi, da, este aici. Da, da, așa. Adică, oare fiecare studiu. Exact. Tu lași în perioada asta, când ai pus matca din coace, lași ochiurile Hahnemann și cu amândouă ochiurile deschise, ca albina să circule. Numai matca nu mai se duce în partea cealaltă. Ea circule, dar în același timp îți dă seama și de semnalul ăsta. Nu-i treaba bună că eu am pierdut dincolo de gard matca. Și pentru mine e o problemă. Acum, după, să spunem, 8-9 zile, faci o cercetare, deci după ce ai făcut mișcarea asta, faci o cercetare, dar tu ai și pus cadrurile acolo, nu? Să spunem, cu 2-3 zile înainte de a da salcâmul, ai văzut acolo toată povestea asta. Și vezi acum bocile, care o dat drumul la boci. Da. Ei bine, alegi din bocile acele pe două într-un compartiment, dar n-ai pus încă diafragma. Două fii într-o parte și două în partea cealaltă. Diafragma asta despărțitoare n-ai pus-o încă. N-ai pus-o pentru că ai lăsat aici unic, nu? Așa. Și în timpul culesului, bocile acelea care vii și pui diafragma între, da? Pui diafragma între, albina toată are treabă numai cu culesul, crește producția la cules, pentru că cine va avea treaba aici? Numai matca din spate, pe compartimentul acesta, da? Între timp, deci spuneam, crește interesul, nemai având consumul foarte mare aici, va băga continuu. A 15-a zi, a 16-a, se va întâmpla. Tu ai făcut selecția după 9 zile, 10 zile, ai făcut selecția și ți-ai ales botile cele mai frumoase. Cele care nu-ți plac ție, le rupi și iei lăptișorul. Deci pui deoparte lăptișorul cum? Îți ia cu vâr de, cu o spatulă, ceva cu vâr de cuțit, să ia lăptișorul, să pune în un pic de miere și faci și tu prima colecție de lăptișor de matcă, da? Da. Așa. Iar în condițiile acestea, când ai decis, ai băgat diafragma, ai ales cele două boci deoparte, două, trei boci, cele mai frumoase, stânga și dreapta, dragule, închizi ochiurile, da? Închizi ochiurile. Dar acum albina va circula măcile care vor ieși și din stânga și din dreapta, în cap, se vor întâlni și va fi o problemă. Și atunci ce trebuie să faci tu? Trebuie să faci așa fel, încât doar pe un ochi de ăsta, întorci folia așa, uite așa, o întorci, și în prima și în celălalt compartiment, matca de aici, care tot va căuta să-și elimine concurenta,
de să rămână singure, va da tot timpul cu nasul de... nu? Și nu va ajunge. Dacă însă vrei să fii și mai riguros în sensul de a fi, cum să spun, de a avea performanță maximă, ridici folia așa astea două, te duci până sus pe capuri, prinzi cu pioneze stânga-dreapta, da? Pe, așa pe capuri, și ramele de care le pui așa, orizontal, ca folia să fie asta între cele două. Da, să fie, să se par. Să împar de jos până sus. Asta și nu mai e, te chinui să faci chestia asta, dacă cumva ea iese și se întâlnește cu cealaltă. Nu, da, ai 100% reușită. Da? Te-ai dus în felul ăsta și astfel el circulă de sus până jos, are și caturile, nu? Unde se pune mierea. Și gata. Și s-a rezolvat problema. Și ai rezolvat problema. Și da. Te trezești pe timp la sfârșitul culesului că mărțile se împerechează și problema lor. Dacă una nu s-a împerecheat și a apărut o problemă, mai vezi o botă la cineva și o bagi acolo prin cap. O bagi cu nasul jos. Tu n-ai cum să... Nu-ți dai seama decât la polen. Ai colectoare din polen băgate. Și acolo unde culegi polen, înseamnă că marca s-a împerecheat. Deci, dragule, tu ce faci acum? Pe timpul salcâmului declanșezi și mulțirea. Da? Deci trebuie să fiu pregătit. Deci toate informațiile astea care ți le dau, vezi că sunt cu atâta drag vorbesc și de nevoia de a reuși, pentru că tu ai venit aici cu gândul că facem și filmul, transmitem ceva și trezim interesul multora dintre cei care vor să apuce. Tu ai un an de zile, spune că ai 4 familii, nu? Da. Așa. Ei, acum, văzând ce posibilități ai de mulțire, nu mai stai pe gânduri, ci înseamnă că e o șansă imensă. Poate la una dintre familii celelalte găsești iarăși boți. La aduci pe unul în stare de să intri în frigul roitului, să zic așa, să ai boți, și atunci e băgat acolo o botcă. Și când îți culege polen, este semn că s-a împerecheat și matca asta. Nu e nimic dacă ți-o omorât o botcă rosă. Mai mult, dacă tu prin cat pui vodka la 2 zile, 3 zile și ți-o roade, este semn că matca aceea există. Și tu dialogul pe care l-ai cu polenul este doar atunci când e împerecheată, iar rosul vodcii care o pui este semn că matca nu s-a împerecheat. Dar ea există. De ce ți-o rosul? Da? Asta așa trebuie înțeles. Recapitulăm cum facem. Mă uit la filmare. Stai mă că și mai bine, nu? Pui tu! Bravo! Și o văd de câte ori am voi până în minte. Profesorul din tir, foarte tare! Așa. Foarte tare! Așa. Și profesorul nu mai repetă și nu obosește. Așa, da. Da, profesor. Excepțional, asta e și ideea. Filmul internet. Da. Deci, pe scurt, ai văzut, am trecut în cele două, pe ăsta îi dăm drumul, primul este cel care îl extindem, primul care se va umpli cu albină, am retras-o aici, masca după, doar 2 rame, am pus 3 rame la crescut, ăsta se umple și el, că are și albina călătoare, are și știe el ce să facă, se umple așa, și de acum, de aici mă duc în roiniță, că asta am uitat să spun. Deci încep să populare așa roinițe. Că tu ai la biostup și roiniță. Da. Da? Încep populare așa și în roiniță. De ce? Pentru că tu vrei, dar atenție, că pe ăștia doi pui caturile și roinița care ai. De ce? Că ăștia vor fi primii ca cei mai puternici. Da. Nu acei noi care ai tu. Aceia vor fi în etapa a doua. Nu știu dacă până la salcâm să ajungi la nivelul acela, dar este important, ăștia se dezvolte. Și atunci vii și cu roinița. Ce faci aici? Iei puietul și cu bocile de acolo când ai descoperit și ți-ai plantat cu 2, doar 2.